Sâmbătă 29 mai, în Comuna Roseți, la Căminul Cultural, se va deplasa o echipă mobilă a Direcției de Sănătate Publică pentru vaccinarea populației din zonă. Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, a făcut apel la cetățeni să înțeleagă importanța vaccinării pentru ieșirea din pandemia COVID-19 și să se prezinte în număr cât mai mare la campania de vaccinare. Autoritățile locale vor pune transport gratuit la dispoziția locuitorilor interesați să meargă la centrul de vaccinare. Domnule primar, ați finalizat lucrările efectuate la unitățile de învățământ? Suntem aproape de final cu ele. Sunt mici retușuri care trebuie făcute. Așa aproape sunt rezolvate. S-au încadrat băieții în termen, dar problema este așa cum am prevăzut-o și toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Noi nu trebuie să mergem după un anumit șablon privind devizul general. Nu, Doamne ferește, la lucrările astea de modernizare unde, sau, cum să spun, unde se fac și lucrări de rezistență și așa, unde clădirile sunt, de exemplu, de 140 de ani, cum sunt cele trei clădiri ale noastre, ce funcționează ca obiect de activitate școală, până diversele neprevăzute trebuie să fie mult mai mari. Nu se știe cu ce te confrunți. Nu se știe. Asta e situația. Și au apărut astfel de lucruri neprevăzute? Trebuie să rezolvate. Aștept să vină și consultantul, a venit proiectantul, este executantul aici, le luăm pe toate la mână și vedem despre ce e vorba. Pentru că asta e situația. Așa se întâmplă. Când sunt lucrări de-astea de modernizare, de reabilitare, mai ales reabilitare, aici este problema. Ne puteți spune stadiul pe fiecare unitate de învățământ? Stadiul lucrărilor? Da. Sunt finalizate? Da, un singur corp de școală nu l-avem rezolvat. Uh-huh. Corpul de școală C, cea mai veche școală de la noi din comună, unde și părinții noștri au învățat. Au peste 140 de ani. Tăierea definitiv. E aproape în fază recepție. O lucrare excepțională și chiar aș dori să vă duceți pe acolo să o vedeți, cum arată școala aia. E de vis. Și e și frumoasă, și ca arhitectură, și ca... E excepțional de frumoasă. Un obiect frumos. De plăcere înveți în astfel de școli. Și dotările care sunt și tot, ce să vă spun, e la nivelul Uniunii Europene. Deci din toamnă, în anul nou școlar, veți începe în toate unitățile de învățământ, vor fi funcționale. Un singur lucru acolo este că cele două centrale care au fost pregătite, ele s-au montat, dar nu fac față suprafeții pe care o deservesc. Și acolo mai trebuie neapărat încă o centrală termică. Centrală termică pe care nu avem în proiect. Și tot avem încă suntem în execuție, obiectivele sunt astea care sunt prinse în proiect, să vedem ce putem să facem, dacă putem, ca undeva să umplăm și să mărim prețul de execuție. Nu cu mult. Cam 140-160 de mii de lei. Până în 200 de mii de lei. Și totul rezolvat, inclusiv împrejmuire, inclusiv tot. La împrejmuire erau mici reparații, nu așa se face. La astfel de școli, așa cum arată acum, nu trebuie să ne jucăm cu reparații acolo. Nu, mai ales la împrejmuire, nu. Trebuie făcut frumos, trebuie rezolvat. Modernizat așa cum trebuie. Acolo, într-adevăr, e vorba de modernizare. De la CNI aveți noutăți cu privire la proiectele depuse? Da. Sala de sport va începe în maxim 2 luni de zile începe execuția. Știm executantul, știm tot. Iar
la terenul de antrenament, să vedem ce va fi și acolo, pentru faptul că suntem în fază de licitație. O să rezolvăm și pe ăsta. Da. Celelalte proiecte pe care dorim să le realizăm la nivel de comună rămâne de discutat. De exemplu, la iluminatul public ne-a venit o adresă prin care ni se respinge acest proiect, dar a rămas ca noi să facem o, cum să spun, întâmpinare și am promisiunea că se rezolvă treaba. Distribuția de energie electrică în zona unde vom da terenuri pentru casă la tineri, acolo este în execuție, deja proiectantul a venit, am discutat, am stabilit și unde vor fi cele două posturi trafo, vom îmbunătăți un pic și încărcătura de pe cele două transformatoare din deal și de la stradă, de la biserică, și se vor rezolva aceste probleme. Da. Dar e în curs. Până la finalul anului, poate, rezolvăm și problema cu contractul. Am trimis adresa prin care suntem de acord ca cei 8 miliarde, adică 800 de mii de lei, ce ne aparține nouă ca cheltuiel, să ni le însușim. Urmând ca după 2 ani de zile, după ce le dăm lor rețeaua, ei să-mi restituie banii. Rămâne de văzut totul. Dispensarul și grădinița sunt în execuție, în proiectare. Acolo sunt posibilități ca să lansăm pe unul din programe, mai ales pe CNI, să mergem cu grădinița și vom vedea și cu dispensarul ce vom face. Dar, în înțelepciunea noastră și după sufletul și dorința noastră, să putem rezolva și acest obiectiv. Ați rezolvat problema cu medicii sau mai aveți nevoie de încă un... Nu, mai am nevoie de încă un cadru medical, de un medic. Și pentru că am ajuns în momentul ăsta, trebuie să vă spun că la insistențele pe care le-am făcut, Direcția de Sănătate Publică, domnul Cezar, m-a informat cu data de ieri că se deplasează un echipaj mobil pentru rezolvarea vaccinării. Eu deja de ieri sunt în acțiune. Toată asistența socială, preoții din comună, șeful de post, aproape că din casă în casă mergem, în așa fel încât pe oameni să înștiințăm că sâmbătă are loc această acțiune la Căminul Cultural, începând cu ora 9. Eu ieri m-am dus, am luat niște coșuri de gunoi și tot ce urmează să mi le aducă, coșuri de gunoi mai mici, mai mari, pentru ca să dotăm spațiul unde va avea loc această acțiune. Eu cred că este un spațiu foarte bine, foarte bun și care este dotat pentru ceea ce dorim noi să facem. Și va fi frumos, o să fie bine, oamenii sper să fie acolo, să înțeleagă că e necesar ca să... și că e spre binele lor ceea ce s-a făcut, adică faptul că Direcția de Sănătate Publică deplasează acest echipaj către Roseți, e mare lucru. Deci, e pur și simplu o treabă extraordinar de bună. Și scutiți transportul? Bineînțeles. Dar nu. În ziua de sâmbătă o să pun transport la dispoziție pentru oamenii bătrâni, pentru cei care nu sunt transportabili și doresc să se vaccineze, să-i aducem acolo. Facem tot ce este posibil. Sâmbătă toată lumea este pe metereze și vom căuta să rezolvăm problema. Pentru cât se poate de mulți. Ori mai rămâne, vom vedea ce o face, o să fie și oamenii, ei au fost oamenii mei de la asistență socială, au fost în sector și, domnule, există cam această boală. Eu știu cine Dumnezeu le-a băgat-o în cap, pentru că le e frică pur și simplu să vină.
oamenii a căutat să ne să-i mobilizeze, să facem tot ce e posibil, ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, e un lucru rău faptul că au această poziție pentru întreaga comunitate, nu numai pentru noi. Ar trebui să înțeleagă că acolo, în zona, am avut cele mai bune de cazuri. Da. Prin faptul că foarte mulți am plecat în plinătate la munci și... Da. Nu se rezolvă în această treabă. Acesta intenționați să derulați lucrări de asfaltare în localitate? Mai aveți străzi? Foarte puțin, dar pentru cât am, o rezolvăm. Deci aș vrea ca tot ce mai am, sunt niște bretele mici, până în 100-150 de metri, pe care o să le rezolvăm. Și aici, lângă primărie, sunt două. Unul în partea de est și unul în partea de vest. O două străzi micuțe, care n-au fost prinse în nomenclatorul stradal și n-am putut să le bag. Și mai sunt câteva străzi într-astea, undeva într-o lotizare în zona B, unde trebuie și alea rezolvate. Știu că la un moment dat... Dar odată cu astea, rețineți, o să fie un proiect mai mare, pentru că avem și străzi care de 10 ani să circulă pe ele, sunt modernizate de 10 ani și au apărut fisuri. Acele fisuri trebuie rezolvate, trebuie și știm ce avem de făcut, e vorba încă de vreo 2 km, deci vreo 3-4 km ar fi de asfaltat. O să vedem, le rezolvăm, trebuie să le rezolvăm, cum se poate. Știu că la un moment dat intenționați să înființați în localitate o stație de compost. Da. Proiectul acesta în ce stadiu? A rămas la stadiu de intenție? Sau? A rămas în stadiu de intenție. Nu asta a fost compostul. Nu. E vorba de o platformă de gunoi de grajdă. Uh-huh. Care să fie betonată, să fie aranjată, să fie pe un strat din prăsta, să fie izolată de... Noi cam știm despre ce e vorba. Dar trebuie făcută o platformă mare la Roseți. Toată lumea trebuie să înțeleagă că asta e problema localităților de mediu rural. Gunoiul de grajd, care ar trebui odată la 2 ani folosit. Pentru acest lucru, eu mă zbat de mult timp. Poate găsim totuși un program din ăsta pe care acest proiect să-l lansăm la Roseți. Sunt în jurul la 12.000 de oi, în jurul la 800 de vaci, de bovine, și 400 de cabaline și tot așa vreo 12.000, hai să nu zic 12.000, vreo 1.000 de porcine. În condițiile astea, e necesar a se executa această platformă pe o suprafață de cel puțin 5.000 de metri pătrați. În așa fel încât la 2 ani să putem ca gunoiul ce se compostează aici să fie distribuit pe terenul agricol. Va fi foarte greoaie această treabă, pentru că gunoiul de grajd întotdeauna a fost o bogăție pentru agricultură. Da? E greu să înțelegem. Mai ales la momentul de față, o să ne pomenim mâine, poimine, așa cum procedăm noi acum, că și pământul ăsta al nostru va arăta cum arată pământul în Spania și într-altă parte, adică roșu. M-ați înțeles? Omorât cu chimicale. Deci trebuie să înțelegem că gunoiul de grajd are rolul lui și țăranul român, de când este el, a folosit gunoiul de grajd ca îngrășământ. Mai ales acum că folosim la gunoiul, dar știți foarte bine, substanța organică nu se descompine decât în prezența azotului. Deci e necesar totuși ca odată cu distribuirea gunoiului de graj, administrarea gunoiului de graj, trebuie să administrăm și ceva îngrășăminte pe bază de azot. Dar pentru acest lucru, deci mingea se găsește în terenul guvernului. Guvernul ar trebui să stabilească o suprafață, din total suprafață folosită sau, eu știu, administrată, o suprafață de anual să fie îngrășată cu gunoi de grajd. Când o să înțelegem și chestia asta, mai va dura. Deci nu dă subvențiile de pomană. Nu. Nu. De ce să le dăm de pomană? Să le dăm așa cum trebuie, cu un scop.
Deci îmbunătățirea calității solului. Sau eu știu și altfel, putem să dezvoltăm și am discutat acest lucru în prezența unui alt primar, cu domnul Daia, când era ministru al agriculturii. Și ne-a întrebat ce am putea să facem să redresăm agricultura. Foarte simplu. Subvenția e la dumneavoastră. Nu, dau, de exemplu, la 100 de hectare, fermierul să aibă și 20 de vaci. Să aibă cel puțin, eu știu, 5, 6, chiar 10 hectare de legume. În felul ăsta îmbunătățim și situația de pe piață și cu legumicultura, sectorul legumicol, îmbunătățim și zootehnia și treaba cu îngrășământul natural, de care discut, cu gunoi de grajd. Deci toate aceste lucruri trebuie să le aibă în vedere. Subvenția, măcar să acopere acest lucru. Și în felul ăsta ajutăm agricultura. Dar nu le dau subvenție. Pentru ce? În această perioadă DSV a făcut apel către cetățeni și către toate localitățile să aplice măsurile preventive pentru gripa aviară. Așa. Comunitatea dumneavoastră se aplică aceste măsuri preventive, cetățenii... Oamenii știu foarte bine acest lucru, am trecut prin o astfel de criză și am trecut bine. Rosețiu n-a avut probleme mari nici cu pesta porcină și știți foarte bine ce s-a întâmplat. Dar dacă vrem să-i mângâiem pe creștet, pe unii și pe alții, o facem tot la fel, aia nu e o măsură. Ce a fost cu pesta nu e o măsură. Pentru că îi obligăm ca mulți să declare pestă, deși nu au. De ce să nu înțelegem acest lucru? Neavând piață de desfacere sau știu care e treaba, mai fac și treaba asta. Poate și treaba cu pesta e o problemă, știți? Așa. Dar nu vreau eu să o văd în felul ăsta și nu e bine să o văd, vedem așa. Dar problema este că trebuie să avem grijă. Fiecare crescător de animale, de păsări, trebuie să aibă grijă. Deci sunt niște norme pe care trebuie să le respectăm atunci când vrem să creștem acest lucru. Dar e bine că ne interesează. Și de ce? Trebuie să înțelegem că de multe ori țara asta a ieșit din anumite crize pe baza micii gospodării. Nu marea gospodărie, nu. Nu, mica gospodărie a reușit, într-adevăr, să ne scoată în criză. Dar trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că orice om de la țară, orice gospodar, mai are încă cel puțin două gospodării sau o gospodărie la oraș, care trăiesc tot aici. Dar când o să înțelegem, nu știu, acest lucru. La începutul interviului ne spuneați despre școlile unde au fost finalizate lucrările. Da. Despre grădinițe, ce ne puteți spune? Aveți grupe suficiente? Știu că natalitatea este în creștere în localitatea dumneavoastră. Da. Deci lucrăm la proiectul pentru modernizarea grădinței. Eu am două școli dintre astea, două corpuri de școală. Corpul e, care... pentru care nu o să primesc niciodată aviz de partea Direcției de Sănătate Publică de funcționare. Pentru că în aceste două corpuri lucrează și câte o clasă de grădiniță. În afară de cele patru clase care le am acolo, mai am încă două clase de grădiniță la două corpuri de școală. Acolo niciodată nu o să-mi dea aprobare pentru că am amestecat pe cei de grădință, i-am amestecat cu școala. Și nu e bine. Cursurile primare cu cursurile... Da. Da. Trebuie rezolvat. Despre alimentarea cu gaz, aveți noutăți? La alimentarea cu gaz, eu am făcut niște demersuri, dar mai bine această întrebare o puneți dumneavoastră lui onor guvernul. Cea mai bună treabă, asta este, ca să nu zic eu ce este, dar sperăm ca anumite anumiți factori să influențeze pozitiv situația de la Roseți. Mai mult nu pot să spun, că n-are niciun rost. Aveți de transmis ceva cetățenilor pentru campania de vaccinare de sâmbătă? În momentul ăsta
Doresc în tot sufletul ca oamenii din comuna, cetățenii din comuna Rose, să înțeleagă că această campanie de vaccinare este în interesul nostru al tuturor. Și rog din tot sufletul să vină, pentru că Direcția de Sănătate face face acest lucru din dorința de a ne ajuta și a ne sprijini. Noi trebuie decât să le dăm concursul prin prezența noastră acolo. Încă o dată profit de prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc domnului director Cezar și Direcției de Sănătate Publică pentru că a înțeles solicitările noastre și ne-a răspuns în felul ăsta. Deplasează acest echipaj mobil la Roseți. Eu îi mulțumesc încă o dată prin dumneavoastră, iar cetățenul comuna Roseți să vină fără discuții, să vină la vaccinare. Să înțeleagă că e un scop major pentru societatea noastră.